Dacă transpiri vara, tu-ți dai seama cum arăți? Deci nu există așa ceva. Ok. Oh my god! Oh my god! Da. Da. Bine v-ați întors rădici pe canalul meu. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi experiența mea cu 3 produse. Și după cum am făcut un sondaj pe grup, am cumpărat în sfârșit paleta de la... Wow, era sus cap. De la Sigma, de Chroma Glow Shimmer Highlight Palette. Oh my god! Ok, o să vedeți în tutorial cum am ajuns la acest rezultat. Am folosit marea majoritate a culorilor din palețică. Și acest spectaculos, extraordinar, ruj, este de la Jeffree Star. Oh my god! Ok!
Haideți să mergeți pe rând și să vă spun despre fiecare experiența. Cum le consider eu și dacă îmi plac sau nu. Palețica de la Sigma a costat 28 de sterline, mai mult sau mai puțin. Le-am cumpărat de pe Beauty Bay și conține 28,14 grame, 18 luni de la deschidere și, după cum știți, are și oglindă. Se poate întoarce și așa, deci nu o să vă poată deranja, da? Ambalajul este dintr-un carton, destul de, să spunem, destul de calitativ. Am mai văzut palete de genul. Oglinda îmi place că mă pot vedea foarte bine, deci vede clar. Culorile sunt wow. Ok, culorile sunt oh my god. În primul rând are două dual chrome, culoarea Zeal și Felicity, cele două de aici. Și haideți să vă fac rapid un finger swatch. Deci sunt duo chrome. O să vedeți și în tutorial cum s-au comportat pe fața mea. Eu pot să spun că sunt extraordinare. Are o textură foarte subțire, adică nu este chunky, foarte, foarte delicată. Le puteți folosi atât uscat cât și umed. Mie îmi plac toate. Merg și pe celelalte două, pe Ambrosa și Lush. Ok, Lush pare că are o textură diversă, pare un pic mai rigid. Asta este Lush. Lush este culoare mai închisă decât mi-ar fi plăcut mie, dar o pot folosi atât ca iluminant, pot spune ca și bronzer, dar de ce nu, mai ales vara, că vreau să lucesc un pic, dar le pot folosi toate ca și eyeshadow. Ok, super tare paleta, îmi place, vedeți cum strălucește, am folosit doar această paletă. O recomand cu toată inima, în special pentru că nu este extraordinar de scumpă și aveți 6 culori în ea, deci 6 culori, totuși eu spun că este o valoare destul de bună. Rujulețul de la Jeffree Star, ok, am ales, ăsta este primul ruj de la Jeffree Star și am ales o culoare destul de nebună, chiar îmi place. Îmi place, I like it. În primul rând, îmi place că nu se usucă foarte rapid, deci reușesc să lucrez cu el, să-l întind până unde am nevoie. Foarte pigmentat, după cum se vede, deci o singură pensulă mi-am făcut ambele buze, deci pot să spun că este oh my god. Aceasta este nuanța Blue Velvet, 12 luni de la deschidere și conține 5,6 grame. E o cantitate destul de bună. În lire am cheltuit 5,4 ml, ok, deci am pe factură, îmi scrie exact gramajul și Velour Liquid Lipstick Blue Velvet 5,4 ml, 16,48 de sterline. Ok, I like it. Ce nu prea îmi place la acest ruj, pot spune un pic pensulița, o văd foarte fluffy și mi se pare, trebuie să fii foarte atentă când aplici acest ruj. Eventual folosești un liner sau în timp o să înveți să îl aplici. Ok, are un miros. Ok, sincer, miroase a medicament. Este un gel care îl folosești atunci când, știu, ai întinderi musculare sau te dor mușchii, ai făcut sport și ai febră musculară, care, în fine, nu vorbim despre funcțiunea medicamentului, dar mirosul este acela, deci are miros la medicament, adică undeva între vanilie și ceva mentă, piperat, da. Miroase a medicament, dar nu mă deranjează pentru că nu rămâne, nu are un miros foarte țipător sau să rămână foarte mult pe buze, deci cum s-a uscat rujul nu mai simți acel miros și îl simți doar dacă bagi nasul în tubuleț să vezi sau pe pensuliță să vezi dacă miroase ceva, deci chiar nu mă deranjează. Ok, fondul de ten care l-am folosit astăzi și acesta este un produs nou, nu este prima dată când îl folosesc, dar acum am o idee mai, să spunem, mai bună. Am o idee mai clară. De la Polystar fond de ten opacizant matte finish foundation. Ok. Specific pentru piele grasă. Pot spune în felul următor. Pe pielea curată, fără primer, fără absolut nimic, eu m-am descurcat foarte bine, îmi place foarte mult. Lucru care nu prea mi-a plăcut la acest fond de ten este că trebuie să mă grăbesc să-l aplic. Se usucă extraordinar de rapid, în 5 secunde este și uscat. Și singura modalitate de a putea a-l aplica foarte, foarte, foarte rapid este cu o pensulă. Am reușit culoarea la acest fond de ten, pot spune că este singurul fond de ten care s-a lipit foarte bine de tenul meu, să spunem. Am nimerit
culoarea. Deci culoarea este a mea, îmi place că este specială pentru pielea mea. Am nimerit. Am găsit culoarea în sfârșit. Ok. Este piersică numărul 3. Dar nu îmi place faptul că dacă încerc să retușez după ce l-am întins, se face un fel de ciuciuleți. Nu mai zic să vreau să îl fixez cu pudră la fel. Și în timpul zilei, dacă l-am fixat cu pudră, da? Sau dacă l-am fixat cu un spray fixant, când pleacă așa ciuciuleți, adică se dezlipește, nu pleacă graduat, pleacă dintr-o dată și lasă propriu pete. Este ok pentru tenul gras, cred că poate să placă la toată lumea, este foarte lejer, este ca apa, deci îl absorbe pielea imediat. Foarte lejer, nu îl simt pe față absolut deloc, nu am avut probleme să-l întind, doar că este foarte lichid și trebuie să te miști foarte repede. Nu îl simt greoi, ține destul de bine, să spunem, are acoperirea mai mult sau mai puțin a unui BB cream. Nu este full coverage, ok, acoperă ca un BB cream, îmi place, dar nu știu dacă îl pot recomanda, pentru că, într-adevăr, trebuie să fii foarte atentă când folosești acest fond de ten, nu este ca celălalt. Conține 30 de ml made in Italy, ca și cantitate nu mă deranjează, ok, deci are gramajul normal, cum au toate fondurile de ten. Ok, între timp mi s-a oprit camera, s-a terminat bateria și am făcut o mică pauză ca să beau un pic de apă. Și mi-a curs un pic de apă pe aici și am rămas uimită, deci faceți-mă să mai dau un pic de apă să vă arăt ce se întâmplă cu fondul de ten. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva cu un fond de ten, deci acest video s-a transformat din îmi place, din wow, nu l-aș cumpăra în veci, ever, deci fiți antenă, fiți antenă. Apă frițantă, apă minerală. Ok. Ok. Deci, aici mi-a curs apa. Peste fondul de ten care nu l-a fixat cu nimic. Deci, fiți antenă. Oh my god. Deci fiți antenă. Ok, se oxidează când este uscat, am înțeles, în timp ce se usucă se oxidează. Vreau să vă arăt, ok, fiți antena aici la deasupra buzelor. Deci o să-mi bag bine buzele în apă să-mi ajungă apa până deasupra. Wow, wow, ok. Ok, oh my god. Dau camera un pic mai aproape. Oh my god! Eu chiar nu am cuvinte! Ok. Ok. Apă, da? Apă. Eu sper că dacă se usucă... Wow! Deci... Oh, oh my god! Deci fie antenă! Ok. Dacă transpiri vara, ți-ți dai seama cum arăți? Deci nu există așa ceva, ok. Oh my god! Oh my god! Oh! Da. Ok. Nu o să continui să vorbesc despre acest fond de ten pentru că chiar nu am ce spune. Nu-l pot recomanda, nu pot spune absolut nimic. Judecați voi. Aici pare că un picuț unde s-a uscat pare că se mai omogenizează, dar nu am pus absolut nimic. Deci nu i-am pus pudră, nu i-am pus nimic, 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 nimic. Este pur și simplu fondul de ten. Te plouă afară, te prezinți în felul ăsta, la serviciu sau oriunde pleci, sau transpiri vara, chiar eu nu știu ce să spun. Ok, ideea este următoarea. Îmi plac marea majoritatea produselor, special cele cosmetice de la Colistar. Sub nicio formă, deci acesta nu este o, știu,
să le sap groapa sau ceva de genul. Pur și simplu a rămas tâmpită. Nu există așa ceva. Deci nu e... Gândește că ești la o petrecere și îți sară, știu eu, apă sau... Oh. Deci nu că mi l-a spălat, pur și simplu și-a schimbat culoarea. Wow! Deci dacă apa face acest rezultat, cum o face apă sărată sau, știu eu, transpirația? Oh my God! Da. Printre ele vreau să citesc un pic din ceea ce scrie. Scrie în italiană și oricum vreau să vă citesc tradus. Conține pigment special, tratați în special pentru a nu... care nu se schimbă în contact cu sebumul. Usucă sebumul și dă o culoare care rămâne omogenă și luminoasă pentru toată ziua. Ok, unde s-a mai uscat este și a revenit, să spunem, da? Sperăm că v-a plăcut acest video, mulțumesc că m-ați urmărit. Da, recomand din tot sufletul rujul de la Jeffree Star și paleta de la Sigma Beauty. Fondul de ten, din păcate, nu. Cam atât pe seara asta. Ne vedem data viitoare. Ciao!